La cartea din duminica de astăzi, Lucia Toader ne prezintă volumul Familia Sfinților Împărați Romanov. Să urmărim cartea de duminică. La cartea din duminica de astăzi am ales să vorbesc despre familia ultimului țar al Rusiei, țarul Nicolae al II-lea. Un volum apărut la editura Predania, dar de astă dată o relatare ilustrată pentru adulți și copii. Istoria tumultoasă a Rusiei de ieri și de astăzi a provocat multă suferință. Și tot datorită acesteia s-au derulat prin fața noastră biografii țâșnite din ciocnirea unor principii antinomice: dragoste, datorie și credință. Familia Romanovilor, țar, soție și copii, a fost supusă morții martirice. Canonizați de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1981, aceștia devin sfinți. Nicolae, Alexandra, Olga, Maria, Tatiana, Anastasia și Alexei devin pentru noi toți pilde de curaj și de credință. Uciși în anul 1918 de trupele bolșevice, aceștia urmau să fie dezbrăcați, mutilați și îngropați într-un câmp. Acte martirice de ieri și de astăzi. Citiți sau măcar răsfoiți într-o zi de duminică volumul Închinat familiei Sfinților Împărați Romanov, apărut la editura Predania și semnat de Maria Maximova, în traducerea din limba rusă de Ioana Miruna Camata. De ce editura Predania poposește din nou asupra familiei Romanov? Sunt mai multe motive, dar cred că principalul motiv pentru care editura Predania se apropie din nou de Sfinții Împărați e pentru că reprezintă, în primul rând, un model impresionant de viață creștinească, foarte apropiat de noi din punct de vedere temporal. Adică suntem cu toții familiarizați cu viețile marilor sfinți, cu viețile unor împărați din vechime, dar puțin cunoaștem ceea ce s-a întâmplat recent și dimensiunea înaltă, foarte înaltă, pe care au atins-o acești oameni. Există un principiu al patristic, al Sfântului Simeon Nou Teolog, care spune că sfinții sunt ca un lanț de aur. Și dacă vrei să te ții de acest lanț de aur, trebuie să te ții de ultima zală. Cu alte cuvinte, dacă vrei să imiți viețile sfinților, cel mai bine este să te apropii de sfinții din apropierea ta temporală, pentru că ei sunt cei mai asemănători cu noi, au înfruntat provocări similare și viața lor are cel mai mult de spus pentru noi, pentru condiția noastră actuală. Gândiți-vă că acești oameni au înfruntat comunismul, așa cum l-am înfruntat și noi în România, au suferit pierderi îngrozitoare și așa că au foarte multe să ne spună. Un alt motiv, și cred că cu asta fi trebuit să încep, un alt motiv este acela că e o carte, să spun, pentru copii și adulți. Și este o poveste excepțională. E o poveste cum nu găsești în cărți, adică e o poveste cu prinți și prințese. Cu un prinț care se îndrăgostește de o prințesă, care călătorește peste mări și țări la propriu ca să ajungă să se căsătorească cu acest prinț, cu iubirea vieții ei, și care trăiesc până la adânci bătrâneți. Sigur că noi, fiind obișnuiți cu povești Disney, povești hollywoodiene în care prințul și prințesa trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți, pentru noi această poveste s-ar putea să ni se pară tristă, tragică, și într-adevăr are o dimensiune tragică, însă doar din perspectivă umană, pentru că din perspectiva veșniciei ei trăiesc fericiți nu până la adânci bătrâneți, ci trăiesc până la în veac, fără sfârșit. Pentru că ei au fost canonizați, au fost slăviți ca sfinți și practic împreună cu acești copii ai lor trăiesc în Dumnezeu acum și trăiesc fericiți. Deci există, este povestea, o poveste paradigmatică de fericire și de împlinire a unor oameni.